Anunțul pe care l-ați dat în ziar. Caut tinere talente în lansarea spre orbita. Da, în lansarea spre orbita experienței. E un anunț poetic. Eu l-am scris. Dar să știi că mi se pare chiar foarte bun. E cam siropos. E și critic literar, te pomenești. Dar ce vrei cu anunțul? Ați spus în anunț că sunteți în căutarea unor tinere talente. Da, și? Și am venit. adică tu vrei să-mi zici că vrei să ai o experiență artistică, nu? De ce nu? Talentată sunt, frumoasă sunt. Da, cam multe talente, dar nu crezi că ești un pic cam mică, adică... Dar nu v-a învățat nimeni că nu este frumos să vă luați de vârsta unei domnișoare? E, domnișoare, ți-o spun direct, nu lucrez cu copiii. Nu vă plac copiii? Ba da. Dumneavoastră aveți copii? Nu. E, păi înseamnă că nu vă plac. Ba da, îmi plac, dar nu lucrez cu ei. De ce nu lucrez cu copiii? Pentru că nu... Auzi? O știi pe Andragogan? Cum să nu? Ei, a venit la mine pe ușa aceea și m-a rugat să o impresariez. Iar eu am refuzat-o din acest motiv pentru că lucrez doar cu adulții. De ce numai cu adulții? Pentru că e mai simplu. De ce e mai simplu? Pentru că poți să-i... Auzi, nu ți se pare că ești prea mare pentru chestia asta cu... Dar de ce? Parcă mai devreme spuneați că sunt prea mică. Domnișoară mică, tânără, știu că par a fi o secretară, dar am o grămadă de treabă, deși nu par și nu am timp de pierdut. Dar nu sunteți curioase să aflați ce știu eu să fac? Ba da, sunt teribil de curioasă. Ce știi tu să faci? Orice. Dezvoltă. De exemplu, scamatorii. La o serbare de la școală am făcut tot publicul din sală să dispară. Iartă-mă, dar asta nu mi se pare așa o mare grozăvie. Am pe aici mai mulți artiști care fac cam același lucru. Mă pricep și la dresură. Nu, uimește-mă ce animale fioroase dresezi. Hofte. Nu, mami. Și ce știu să fac? Stau în două labe, bat cuba, ce știu să fac? I-am învățat să nu mai vadă mobila din casă. Sunt sigură că mama ta este foarte fericită. De ce nu? Dar mai rău este. De când s-au lăsat de mobilă, s-au apucat de rost cablurile electrice. Uite, ești
foarte simpatică. Știu. Dar eu nu impresariez artist simpatic de circ. Eu am nevoie de cum o cheamă pe aia cu ram pam pam pam. De Doriana. Doriana de Roman. Sau de Oselina Gomez. Cu accent de moldoveancă. Sau de o Lady Gaga de Timișoara, știi? Ce poate al nostru? De parcă Lady Gaga știe să cânte. Adică, stai puțin. Adică, dacă experta Lady Gaga nu știe să cânte, cine știe să cânte? Eu! Să te văd! Mi-am dat seama că n-am nevoie de un impresar. De ce?